Mówi ławę, że taki ono. Vom realiza frunze de vicinovie. Pentru aceasta eu voi folosi firul de bumbac și cruscitul cu numărul 1,05. Pentru început eu deja am montat un număr de 20 de ochiuri de lanț și după ce am montat acestea, începând cu cel de-al doilea loc de lanț de la croșet, vom coborâ în jos cu picioare scurte. În corespondența fiecărui loc de lanț vom face câte un picior scurt până când vom ajunge la capătul randului. Vom continua să lucrăm. Încercăm să fac mai bine pe înscrisul dumneavoastră. Continuăm cu piciorușe scurte. Dorim să poate, dacă doriți să faceți frunza mai mare, se poate începe și pe 25 de ochiuri de lanț. Deci ne apropiem de finalul primului rând. Cu piciorușe scurte. Așa cum vă spuneam, se poate începe și de 25 de ochiuri pe lanț, procedeul de lucru fiind același. Am ajuns în corespondența ultimului ochi de lanț aici, voi face un picioruș scurt, cel de-al doilea picioruș scurt și cel de-al treilea. Din acest moment, facem prin capătul de fir, prinzând și firul pe partea cealaltă, pe spate, vom urca în sus cu piciorușe scurte și voi realiza deja 2, 3 înainte cu piciorușe scurte. Este nevoie să numărăm întotdeauna. Important este ca ochiurile de lanț de la început să fie aceleași pentru fiecare frunză. Eu am realizat și cu diverse numere de ochiuri de lanț. Însă cea mai corectă este cea în care frunzele au ca punct de plecare același număr de ochiuri de lanț. După cum vedeți, până la capătul acestui rând, avem două ochiuri de lanț disponibile. Voi intra aici în penultimul ochi de lanț, voi face. După ce am realizat piciorușul scurt, voi face din nou un ochi de lanț, voi întoarce rândul și voi intra în coasta fiecărui ochi de lanț din acest rând, coborând în jos din nou cu piciorușe scurte. Știți că e un pic dificil, deoarece camera mea este chiar în față și la lucrările acestea de definiție un pic mai dificil. După cum puteți vedea, intru în pasta fiecărui piciorul scurt din rândul anterior, realizând piciorul scurte până în corespondența spațiului unde am realizat înmulțirea de 3 și coborăm încet, încet,
nu bine cu explicații prea sofisticate, deoarece vreau să fiu pe înțelesul dumneavoastră al tuturor, așa mai pe limba noastră. Acum am ajuns în corespondența spațiului, unde am făcut înmulțirea de trei. Deci primul piciorul scurt deja l-am realizat. În corespondența acelui de-al doilea piciorul scurt, cel de mijloc, vom face din nou înmulțirea de trei piciorușe scurte. 1, 2, cel de-al treilea, după care vom continua pe partea cealaltă a frunzei, lucrând în același mod, un pic, care nu reușesc să prind singur, lucrând în același mod, intrând în pasta fiecărui picioruș scurt și vom urca în sus, din nou, cu piciorușuri scurte, până vom ajunge la înălțimea punctului unde am întors lucrul. Va fi foarte ușor apoi să ne orientăm și facem cotișorul frunzei. Eu sper să reușim să vedeți bine. Am lăsat camera foarte, foarte jos, astfel încât dumneavoastră să puteți observa modul de lucru. Cum puteți vedea, am ajuns din nou în corespondența ultimului picioruș scurt, voi face ochiul de lanț și voi întoarce lucrul și din nou voi coborâ în jos cu piciorușe scurte lucrate în pasta fiecărui dintre piciorușe până în punctul în care vom întâlni din nou înmulțirea de trei. Acum nu vom lucra un pic singure, după cum vedeți, deja prin recolțișoare le-am format, vom lucra singure și ne vom întâlni aici, unde trebuie să înmulțim. Am ajuns în corespondența piciorușului de mijloc din cele trei care le-am înmulțit. Aici voi repeta din nou înmulțirea de trei piciorușe scurte, după care vom înainta din nou partea cealaltă, lucrând piciorușe scurte în coasta fiecărui dintre piciorușe scurte realizate în rândul. Cu care ne-am ridicat în sus. În felul acesta, încet, încet, vom intra din nou în ritmul nostru și vom face piciorușe scurte până în corespondența penultimului picioruș scurt realizat deja. Și vom merge în felul acesta, încet, încet, cum puteți vedea, suntem în corespondența penultimului piciorul scurt, voi face piciorușul scurt, ochiul de lanț, voi întoarce lucru și mă voi întoarce în jos, lucrând în același mod. Lucrând atâta colțișoare cât doriți dumneavoastră. Lucrând mai mult pe colțișoare, bineînțeles, frunza noastră va fi un pic mai largă. Eu am lucrat deja, am pregătit dinainte aceste frunzulițe, după cum vedeți,
colonele au trei colțuri de o parte și trei de cealaltă, însă, între timp, vom termina singure această frunză. În momentul în care am format colțișoarele, ați observat capătul rândului, capătul rândului prin partea de jos, vom face un ultim picioros scurt și vom închide această parte a lucrării. Pentru fiecare frunză de viță de vie, noi vom avea nevoie de 5 astfel de frunzulițe. Când am pregătit deja, și acum vom lua apăr cu ață, firul, același fir cu care facem frunză, după cum vedeți, am aici în culori diferite frunzele mele. Și vom începe să basăm. Nu are importanță ordinea, pentru că nu sunt frunze începute pe diferite numere de ochiuri de lanț. Deci, vom lua de o frunză, de vom pune față în față felul acesta. Și începând o lipsă de jos, de corespondență, punctului unde noi am închis frunzulița, vom începe să coase. Aici vom da un pic de stabilitate firului, după care vom coase urcând în sus. Eu sper de acum să se audă mult mai bine ceea ce vei explic, ceea ce lucrez. Voi încerca să pun și subtitrare, subtitrare, în modul în care, dacă nu veți auzi corect, puteți să pune telefonul pe modalitatea mut și să citiți ceea ce eu vă explic. Sper să reușesc să introduc această modalitate. Și vom coase încet, încet, cu atenție, așa cum puteți vedea, intrând în corespondența fiecărui picioruș. Puteți pune firul un pic mai scurt, ca să nu vă încurcați așa ca mine. Și vom coase până când vom ajunge sus, în corespondența punctul unde noi am întors lucru. Se poate observa. Am ajuns aproape la capăt. În momentul în care vom ajunge aici, așa se prezintă pe față. În momentul în care am ajuns aici, voi da stabilitate firului, voi ascunde în modul în care să fie cât mai singură lucrarea noastră. Voi scurta apoi firul. Și vom coase următoarea frunză. Încercat vom coase următoarea frunză. Deci, aceasta va fi frunza de mijloc, frunza centrală. Următoarea frunză o vom aplica în continuarea acestea. Din nou vom pune față în față lucru, să ne uităm să fie pe dos, în felul acesta. Și din nou, pornind din același punct,
deamăgiți frunza, vom începe să pasăm în același mod. Acum, ați văzut cum se pasă, vom pasă singur această frunză și mă voi reîntoarce cu explicațiile pentru următoarele două. Următoarele două frunze le vom pase una de această parte și una de cealaltă. Modalitatea folosită va fi aceeași. Vom pasa singur și apoi ne vom întâlni pentru o prezentare finală. În momentul în care am terminat de pusut și ultima frunză din frunza cenoasă, frunza de biță de vie, vom curăța toate capetele de fire, bineînțeles, și frunza este deja pregătită pentru pasul următor. Pasul următor va fi cel de a forma strugurile. Știți că am învățat cum se face bobul de struguri, aceasta este frunza, vă rog să vă uitați, se arde foarte mult ceaba la vinii. Vine care este începută pe 25 de ochiuri de lanț, este mai răbdătoare decât bine. Deci vom continua apoi cu formarea bobului de struguri și cu șnurul dublu pentru cine nu știe. Eu atât am pus să vă prezint astăzi. Dacă vă place ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă doresc o zi minunată și o salut tuturor. La revedere!